Am început procedurile în mai multe programe esențiale de înzestrare pentru Armata României, aflate în prezent în diferite faze de realizare. Intenția noastră în acest domeniu este implicarea cât mai mare a industriei naționale de apărare prin operațiuni compensatorii de tip offset. În programul Sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare, cunoscute îndeoște ca Patriot, care are ca obiectiv achiziția a 7 sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare, în măsură să asigure apărarea aeriană cu mijloace sol-aer de la Guvernul Statelor Unite prin programul Foreign Military Sales, a fost făcută prima plată în valoare de 745 de milioane de dolari în luna decembrie anului trecut, iar Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii a atribuit deja contractul de începere a construcției primei unități Patriot pentru România. Urmează ca în luna septembrie acestui an să fie făcută a doua plată în valoare de 2.486 de miliarde de lei, practic plătim cel de-al doilea sistem. Programul Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu Bătaie Mare HIMARS are ca obiectiv achiziția a 3 sisteme de lansatoare multiple de rachete cu bătaie mare, a fost inițiată și aprobată legea numărul 46/2018 pentru realizarea de capabilități de sprijin cu foc indirect, aferent acestui program de înzestrare, iar pentru primul sistem, scrisoarea ofertă și acceptare specifică programului Foreign Military Sales a fost deja realizată și a fost făcută plata aferentă în luna februarie în valoare de 409.434.586 dolari. Deci 409.434.586 de dolari. Referitor la programul transportor blindat pentru trupe 8-8, vă pot spune că au fost semnate acordul cadru și contractul subsecvent 1 cu General Dynamics privind achiziția 227 de transportoare 8-8 Pirania 5 și derivate pentru suportul logistic inițial și au fost făcute primele plăți în luna februarie în valoare de 142.707.218 euro. Începând încă din acest an, vom realiza gradual producția și integrarea transportorului blindat în țara noastră. Ministerul Apărării Naționale va fi dotat cu facilitatea de mentenanță, care să asigure necesitățile de întreținere pe întreaga durată de viață a echipamentelor și vor fi puse la dispoziție simulatoare pentru instruirea în condiții optime a echipajelor ce vor deservi aceste echipamente. Am reușit astfel implicarea industriei naționale de apărare, care trebuie stimulată prin crearea de locuri de muncă și performanță în industria de profil. Din offset-ul de la acest program, deja se modernizează uzina mecanică București, acolo unde vor fi produse aceste transportoare. Iar readucerea la viață acestei întreprinderi Fanion este doar un exemplu elocvent despre modul în care reușim să întoarcem cât mai mult din banii pe care îi alocăm, din cei 2% din PIB, în industria națională de apărare. Într-o fază destul de avansată ne aflăm în cazul programului de înzestrare a forțelor navale cu cele 4 corvete multifuncționale, în cadrul căruia a fost aprobată în acest an hotărârea de guvern privind aprobarea circumstanțelor și procedurii specifice aferente programului și a fost inițiată deja procedura de achiziție bazată pe competiție, procedură care se va finaliza prin semnarea unui acord cadru pentru furnizarea produselor și serviciilor aferente programului. De la intrarea în vigoare a primului contract subsecvent aferent acordului cadru, prima navă va fi construită și dotată în maximum 3 ani, programul urmând a fi finalizat cu toate cele 4 corvete în maximum 7 ani. Valoarea estimată este de 1,6 miliarde de euro. Condiția de bază este ca aceste corvete să se realizeze într-un șantier naval din România și, încă o mențiune, offset-ul de la acest program pentru corvete trebuie folosit pentru modernizarea celor două fregate de tip T-22, care se află deja în dotarea Marinei Române. Trebuie să amintim că, recent, Ministerul Apărării Naționale a primit aprobarea Parlamentului și a fost inițiată procedura de atribuire a contractelor de achiziție a platformelor de transport auto multifuncționale pe roți și, totodată, pentru modernizarea IAR-99 Șoim. Prin programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei Române până în anul 2026 și, în perspectivă, document aprobat de CSAT în anul 2017, programul Platforme de Transport Auto Multifuncționale pe Roți a fost nominalizat ca program de înzestrare prioritar, deoarece contribuie nemijlocit la creșterea capacității operaționale a Armatei Române. Necesarul de platforme de transport la Ministerul Apărării Naționale este de 13.963 complete, iar abordarea achiziției se va realiza etapizat. În prima etapă,
respectiv pentru perioada 2018-2027, este prevăzută achiziția a 3.385 platforme de transport, valoarea acordurilor cadru fiind estimată la 737 milioane de euro fără TVA, valoarea exactă urmând a fi stabilită în urma derulării procedurilor de achiziții.